Vă salut, bine ne vedem. Nici nu știu cum să încep. Începem înainte să facem check-ul ăla, cum facem noi de obicei. Check, check, hai să vedem dacă ne auzim, dacă muzica e prea tare, scrieți ceva acolo în chat. Că chatul din nou s-a blocat, what the hell. Ia să vedem. Cine a intrat, cine este nou. Trebuie să facem chat-ul să meargă. Da. Ok. Se aude bine. Salutare, John. Salutare, trebuie să pun eu la pe picioare repede. Ăsta. Astăzi avem un subiect mai aparte. Și anume imprimatul cănilor. Da, gata, stai așa, revin, se aude bine, ok, schimbăm pagina, gata. Salutare, Vilică, Alexandru Vasile, se aude bine, ok. Sunt așa camera. Bă, oameni buni, cred că v-a fost dor de mine, nu? V-a fost dor de mine? N-am făcut niciun videoclip săptămâna asta pentru că am avut un accident la spate. M-am accidentat. Pur și simplu n-am putut să fac nimic, dar la muncă am fost. Se aude bine, ok. Salutare, Ștefan Florin, uite, avem pe cineva nou. Aici. Da. Mă bucur să văd persoane noi. Aștepta să postez ceva, da. Am încercat să postez ceva. Dar nu am reușit să fac chestia asta. Am acolo cănilele a 3. Discutăm de ele imediat. Azi discutăm de asta. De chestia asta. Toată lumea are problema asta. Cu cănile care ies așa blurate jos. Astăzi vreau să discutăm chestia asta. Numai despre căni. Pentru că majoritatea persoanelor au problema asta numai cu cănile. Și e ceva excepțional de nașpa. Toată lumea se plânge că nu le iese. Și astăzi trebuie să elucidăm problema asta. Nu? Voi ce faceți? Cum sunteți? Cum e vremea la voi? Nu sunteți prin Ucraina niciunul, nu? Da. Am avut problema asta cu spatele. Sărumâna. Doamna Gina. Uite, mai avem pe cineva nou. Uite, vezi dacă ne facem apariția așa fără să premedităm chestia. Uite că vin persoane noi. Da? Nu. Așa, așa. De unde comand cănile? Cănile le comand de pe Best Sub. Hai că intrăm imediat acolo. Best Sublimation Shop. Depinde de unde, vorbim. Domnul Alexandru Vasile, de unde sunteți dumneavoastră? Ca să vă spun eu de unde le comand. Da? Nașu Poștașu s-a abonat acestui canal. Fine. Fine. Mal, așa. Buretele bine. Da. John Para. În Spania, ok. Eu locuiesc în Germania. Dar nu știu dacă puteți să comandați căni de pe Best Sub până în Spania, dar eu haideți că intrăm acum imediat pe site.
de unde le comand eu, de aici din Germania, poate vă ajută acolo. Haideți să intrăm în pe site direct, să vedem dacă nimeresc eu asta. A, gata, am nimerit-o. E, ăsta este site-ul de unde comand eu cănile pentru sublimare. Da? Deci au cele mai bune prețuri, inclusiv medalioane. Ia uitați. Super faine toate. Și prețuri accesibile, adică aici nu zic să iei un palet 2675 un palet, dar eu comand set de 38 de imediat vă arăt. Tassen. Au și inclusiv de-astea, prese. Aici trebuie să umblu și eu să-mi iau o presă din asta. Pentru că eu am probleme cu presa. Eventual ori să iau o presă din asta. Vă arăt imediat unde am eu problemă cu presa mea și de ce am problemă. Pentru că am încercat astăzi să fac un videoclip și nu mi-a ieșit. Uitați, uitați aici. 144 de căni la 266 de euro. E ok prețul. Și simple, uite, 205 euro, 144 plus 100 de bucăți de hârtie de sublimat. Adică e ok. Deci de aici, domnul Alexandru, de aici le comand eu. N-am mai intrat mai, cam de mult n-am mai intrat aici. Și văd că au băgat articole noi, ceea ce e super fain. Uite, 1,75 euro costă una. Gold, uitați, au și gold de sublimare, super tare. Deci au, uitați, au și de-asta sticlă, cum ar veni, pentru sublimare. Căutați, pur și simplu căutați că găsiți aici căni, căni super multe și toate modelele. Da. Hai să vedem cine a mai intrat, să mai salutăm. Când presez, cana nu ajunge căldura uniform. Bravo. Fii atent. Asta vreau să discut neapărat. Păi de ce nu se transferă bine pe cană? Asta este întrebarea cea mai des întâlnită la voi. Și haideți să vă arăt. Ca unde este problema? Problema o rezolvă un astfel de silicon. Am găsit, dacă vreți link-ul, trebuie să caut link-ul de unde le-am găsit. Am găsit 3 bucăți, deci un preț foarte bun la 16 euro, parcă 3 bucăți. Care de obicei găsești la 12 euro decât o bucată, de eu am găsit 3 la... Și astea vin pur și simplu, haide să vă arăt cum vin. Cănile astea discutăm imediat despre ele. Care e problema lor. Deci vine învelit așa. Ia. Așa. Și aici. Aici vine, stați așa să nu prea mă descurc așa în aer. Încerc. Să mă descurc. Stați că am pus invers. Invers, uite așa trebuie. Tot era bine ca înainte. Cipru, uite bă că și din Cipru sunt urmărit. Super, merge afacerea în Cipru acolo. Uitați, uite așa vine închis. Așa vine învelit. E, ce face banda asta de silicon? Banda asta de silicon pur și simplu presează foarte bine și uniform și permite temperaturii să fie uniformă pe toată cana. Deci,
eu unul nu foloseam chestia asta. Nu foloseam. Numai puțin să reîmprospătesc chat-ul, că văd că o ia razna mereu. Ok, unde rămăsesem? Da. Aici rămăsesem. Deci, siliconul acesta nu face decât să preseze foarte bine asupra cănii și să fie temperatura uniformă pe cană. E, am avut cu John, cu Lavinia, cu nevasta lui John, a avut o problemă asemănătoare, că nu se transfera complet pe cană. Mai mult de asta am făcut pentru membra Lavinia, ca să pot să explic și să explic tuturor aici. După cum vedeți, și eu am avut cana asta, este foarte veche, am făcut-o de mult, unde acolo jos nu s-a transferat cum trebuie, din cauza că n-a fost presiune îndeajuns. Ei, acum problema e că am probleme foarte mari cu presa. Că presa nu mai presează cum trebuie, rotund, cum făcea înainte. Nu știu de ce, de-aia am luat și chestiile astea. Și chestiile astea mă ajută, dar încă n-am încercat la sublimare, dar nu mă ajută la Ghost. La hârtia aceea de la Ghost, aia metalică și gold. Am încercat astăzi să fac un videoclip, este un fail total. Le-am trimis mail. Am impresia că este o problemă a lor. Am eu impresia. După cum vedeți. Ia uitați. Aici am avut problemă. Și asta e hârtia aceea metalică. Aici. Deci asta este vorba, nu este vorba de sublimare, imprimare. Și am avut fail. Așa că nu va veni video prea curând, că nu am succes la căni. Înțelegeți? N-am avut niciun succes. Bun. Dacă nu ies culorile, din cât mai scriau, urmăritorii mai scriau că, virgulă, pe hârtia de sublimare culorile nu arată vii. Este normal să nu arate vii, pentru că cerneala de sublimare, atunci când este la cald, pe cană, atunci își revine și se face ea la culoare vie. Deci când vedeți culoarea că este închisă sau ștearsă pe cană, pe hârtia de transfer, pe hârtia de sublimare, nu vă faceți griji, aplicați-o pe cană, băgați-o în presă și după aceea veți vedea că se va transfera perfect cu culori vii. Deci nu vă faceți griji în privința asta. Da, deci ăsta e o chestie care toată lumea nu încearcă. După ce imprimă, văd că nu iese bine pe hârtie. Aoleo, stați așa că nu-mi iese bine pe hârtie. Deci e normal să iasă pe hârtie mai șters, ca după aceea când se va transfera pe cană să iasă bine. Deci nu vă faceți griji, da? Asta a fost prima problemă. A doua problemă a fost aceea cu cana care este jos ștearsă. În cazul acesta, multe prese nu scot temperatura care o afișează. De exemplu, pui 210 grade, că zici că scoate 210 grade și nu scoate. Sunt prese care sunt ieftine, într-adevăr, și de aceea nu indică ele temperatura optimă. Și vă arăt imediat ce vă trebuie. Eu, în ultimul timp, pot să zic că am început să lucrez cu chestia asta, să măsor temperatura. Deci, indic aici temperatura. Eu zic să luați, costă undeva la 17 euro. L-am luat de pe Amazon.
și sunt chiar mulțumit de el, pentru că de multe ori îmi trebuie temperatură, de exemplu la Ghost, trebuie temperatura 140 de grade 100% și dacă nu ai să măsori, mie, de exemplu, presa mi-arată 160 de grade, dar ea scoate 140 de grade. E, și dacă o pun la 140 de grade și presez cu Ghost-ul, am problema de rămâne pe foaia a lipit tunerul din cauza aia. Și am luat pistolul ăsta și chiar e super bun când personalizați, aveți un pistol din ăsta ca să măsurați, pentru orice eventualitate să vă măsurați temperatura, zic că vă ajută foarte mult. În ceea ce privește hârtia asta de la Forever, care am încercat-o din nou astăzi, sunt foarte dezamăgit și le-am scris mail, le-am spus că nu pot să fac videoclip. Dacă, după cum știți toți, am niște videoclipuri de făcut pentru cei de la Ghost și hârtia asta de transfer gold și multitrans, n-am avut, nu merge, frate, orică am eu probleme cu presa, se poate să fie de la presa. După cum vedeți, asta e presa. Să poate să nu mai am presiune mare, am băgat niște carton acolo în spate, dar totuși nu se mai închide cum se închidea înainte. E o problemă. Am nevoie de o presă nouă, dar nu mă ajută buzunarul, să zic așa. Hai să trecem să vedem ce ați mai zis. Cipru. Da, mi-a zis. Mă bucur că mă urmăriți din Cipru. Cred că e cald acolo și frumos, nu, domnul Ștefan? Aoleo, ce fain ar fi să stau și eu în Cipru acum. În Germania e soare, dar e frig al dracului, bă, e urât rău de tot. Unde găsesc tricourul 100%? Cu imprimanta inkjet. Păi, domnul Alexandru, depinde și ce hârtie folosiți, unul la mână. Și eu nu prea folosesc inkjet pe tricouri de bumbac. Eu zic să folosiți de la Nena. Am făcut eu videoclip. E, cred că, cea mai bună. Mai am eu niște hârtii pe aici care o să le pun în aplicare, dar să termin cu Ghost-ul. Asta am zis și membrilor. Am discutat cu membrii în privat și le-am zis trebuie să termin înainte videoclipurile cu Ghost și după aceea pot să fac mai departe cu alt fel de hârtii care sunt accesibile mai ușor și așa mai departe. Și poate și mai accesibile când e vorba de investiție și de bani. Da. Uite și pe Andreea și Răzvan. Vă salut, Andreea și Răzvan. Salutare, salutare. 45 de cenți, ce anume, căni? 45 de cenți? Nu știu dacă sunt căni de sublimare 100%. Vedeți că de multe ori, asta mai trebuie să discutat din nou și a avut mare grijă la așa ceva. De unde vă cumpărați cănile de sublimare? De multe ori le cumperi mai ieftin, de pe un site oarecare mai micuț și de obicei nu sunt foarte bine șprițuite cu soluția asta de sublimare. Că după cum știți, dacă dați o căutare pe Google, ele sunt făcute, sunt căni normale și au un strat pe deasupra pulverizat de soluție pentru sublimare. E un fel de glazură, cum ar veni. E, dacă nu este bine spreată glazura aceea, aveți probleme după aceea să nu vi se imprime pe toată cana. Eu am avut problema asta, le-am cumpărat mai ieftine de undeva, nu mai țin minte exact de unde le-am cumpărat. Și am avut problema asta și nu se imprimau cum trebuie și ziceam, bă, e hârtia, bă, e problemă la imprimantă, la... Nu știam de unde vine problema asta și problema asta de acolo venea. De la cănile care erau ieftine și nu aveau pulverizat cum trebuie. De-aia zic, eu de unde comand acum de la Best Sub, ăștia fac numai articole de sublimare și e un magazin cu peste 6.000 de articole de sublimare, adică ei numai de chestia asta se ocupă. Ăștia mai mici care zic, hai că vindem și căni, vindem și aia și aia, ăștia
evitați-i. Sau încercați să cumpărați de undeva de unde puteți să faceți un retur în caz că nu sunt bine făcute. Zic și chestia asta pentru că de multe ori trebuie să și returnezi dacă nu sunt bune produsele. Am pățit-o cu un vinil care ziceau că e vinil pentru tricouri HTV, era gold, dar de fapt nu era vinil gold pentru tricouri, ci era vinil normal pentru stickere, pentru mașini. Și a trebuit să-l dau înapoi. Dar multe site-uri nu acceptă înapoi, deci aia trebuie să aveți grijă. Și nu știu, ce anume pentru 45 de cenți, pentru o cană, domnul Alexandru. Poliester 100%, păi, doamna Maria Pustai, puteți să căutați 100% poliester t-shirts direct pe Google. Că așa, eu dacă vă dau de aici adresa din Germania pe textile24zig.de, e chestia că de aici până acolo trebuie să mai plătiți în plus și nu rentează. Deci încercați să vă luați de acolo, să vă luați tricourile. Și 100% poliester, puteți sublimare, dar 100%, de exemplu și ăsta de pe mine este poliester 100%, dar ca să imprimi alb nu merge pe 100% poliester decât cu ghost-ul, nu merge sublimare. Sublimare merge decât pe poliester 100% alb. Deci țineți minte că multe persoane, am mai avut și problema asta, în care foarte multe persoane au zis, păi am tricou roșu de sublimare, folosesc cerneală de sublimare, de ce nu-mi iese ca poza pe care o imprim? Păi nu merge din cauza că nu are albul acela în spate. Și ea practic imprimă culorile de pe, adică albastru, roșu, galben și negru. Dar nu are alb. Baza aceea albă și de aceea nu ies. Pe alb, pe tricou alb de poliester iese pentru că are baza albă. E clar. Plăcere cu plăcere. Lasă că mai discutăm. Lavinia, uite aici, poți să mai pui întrebări și așa mai departe ca să putem să le elucidăm. Salutare, Cătălin. Uite pe Cătălin. A lipsit data trecută, Cătă. Salutare, George Bardan. Membru. 100% valabil. Da. Salutare domnul Ion Roman. Vă mulțumesc că sunteți din nou aici. Da. Bun, și să intrăm acum pe videoclipul cu cănile sublimate. Pentru că acolo am avut foarte multe întrebări. De mai multe genuri, de exemplu, am avut o întrebare acolo. În ce constă mai exact convertirea unei imprimante pentru sublimare? E. Convertirea unei imprimante pentru sublimare. Deci vă trebuie, gândiți-vă o imprimantă la care poți să găsești cartușe goale. Pentru ea. O imprimantă inkjet. E, de exemplu, pentru HP nu găsești d-astea cartușe goale. Cea mai bună imprimantă pentru convertire, pentru sublimare, este imprimanta de la Epson. Toate imprimantele de la Epson care au 4 culori, albastru, roșu, galben și negru, sunt bune pentru sublimare. Dacă se găsesc cartușe goale care poți să le umpli cu cerneală de sublimare. Dacă este din aceea EcoTank, dacă este și EcoTank, este și mai bine. Da? Îți mulțumesc, domnul Alexandru, că ai devenit membru. Da. Domnul Ion, mă bucur că sunteți aici. Ai făcut puzzle? Bun, perfect. Trimitem poză pe Mr. George X4U sau nu, trimitem pe grup, George. Trimitem pe WhatsApp, pe grup. Așa și vedem acolo, să vedem și punem aici, să ne mirăm toți. Super, super, super. Bravo, Cătălin, bravo.
Foi. Transfer laser nou cut pentru textile colorate. Dar nu cutioner alb. Cum se face asta? Este la fel. Este la fel gen ce am eu de la Ghost. Cu aia A și B. Dar vă trebuie, de exemplu, pentru ea vă trebuie ăsta de la Ghost. Domnul Ion. De cutionerul de la Ghost. Dacă aveți și imprimantă, căutați-vă pentru modelul imprimantei dumneavoastră. Ăsta. Vă trebuie... Stați așa că îl scot acum. Ăsta vă trebuie, domnul Ion. Este tionerul alb de la Ghost. Înțelegeți? Ăsta e tot ce vă trebuie și puteți să folosiți. Și puteți să aplicați exact ce tehnicile care le-am făcut eu cu tricourile. Eu sunt foarte mulțumit de, după cum ați văzut aici, cum am făcut tricoul ăsta, vă sunt foarte mulțumit de ăștia de la Ghost, pe bune. Da. Ohohohohohoho, a venit domnul Marius. Păi erai la pește, Marius. Sau mă urmărești de pe baltă? Da, eu am o pagină de Facebook unde îmi vând produsele. E chestia că pe pagina aceea n-am mai făcut-o public aici pe Facebook pentru că toată lumea se duce acolo și îmi scrie, deci fiți atenți, îmi scrie lumea, aia e numai pentru vânzare și de obicei răspunde o altă persoană care vorbește germană, de obicei cu clienții, și acolo scriu, de unde cumpăr și aia, de unde fac și aia, deci numai întrebări și dacă nu răspunde cineva îmi lasă inclusiv la pozele postate, la lucrările mele făcute, îmi lasă comentarii cum găsesc chestia sau așa mai departe. De aceea am făcut Mr. George X4U pagina de Facebook ca acolo să putem să discutăm. Dacă putem să discutăm, pentru că sunt sute de întrebări la zi. De-aia fac și live-uri ca să pot să răspund în timp real ca să elucidez întrebările celor care mă urmăresc. Dacă am zis bine. Marius, ce mai e nou? Ce mai e nou? Ia uite aici, Marius, ce e nou. Uite aici, dar spun imediat care e chestia cu ele. Aici, uite, și metallic, da? Gold, ia uite aici. Stai că spun imediat. Metallic și cu albul lor de minune, știi? Dar e chestia că nu recomand foaia de la Forever. Îmi pare rău. Îmi pare rău și le-am zis, frate... Păi dacă mie nu-mi iese la dracului să mai fac videoclip, să le mai arăt și oamenilor că, adică să încerc să maschez ceva sau așa mai departe, dacă nu-mi iese, nu-mi iese. Și Marius, încă ceva, recomand chestiile astea. Nu știu dacă ai, ți-ai luat așa ceva. Deci luați-vă, fraților, costă, eu v-am zis, am dat 16 euro pe ele, sunt super bune, mai ales la sublimat. Pentru că, băi, ăstea, încă ceva, cu ăstea poți să pui în jurul cănii, da? Și poți să le bagi la cuptor. Mega, frate, la sublimare, că la sublimare nu-ți trebuie așa multă presiune să zici că ți-o omori cana. Exact ca ăștia de la Ghost. Ia odată ce-o închizi, ea formează o presiune înăuntru acolo. Pe cană. E. Și e super, super tare chestia asta pentru că poți să le bagi direct la cuptor la 160-180 de grade. Ia uite. Și sunt închise ermetic. Eu nu făceam cu kit, nu făceam cu ele. Sincer, vă spun sincer. Dar acum le-am luat special pentru ăștia de la Ghost că au zis că nu am... manșon din ăsta, că le-am zis, bă frate, nu-mi iese hârtia asta de la Forever, nu-mi iese deloc. Păi data vă trebuie manșoane din alea. Hai că le cumpăr la Dracu, știi, am zis. Și le-am cumpărat.
Și nimic, nu se rezolvă nimica. Dă-le mirasar lumea de... Deci hârtia aia gold și cu ailaltă metalic de la Forever, eu nu o recomand. Orică nu, orică am eu probleme cu presa, că v-am zis, să poate să am problemă cu presa, să nu mai am eu presiune prea mare și trebuie la presa asta... La presa asta cred că trebuie să găsesc eu un șurub, un șurub din ăsta mai lung ca să am o presiune și mai mare, ca atunci când ea se închide, deci cum o închid așa, să, dacă e mai lung, o împinge și mai mult în interior. Și mă gândesc că poate asta ar rezolva problema, căci că ăștia de la Ghost au zis... Mi-au trimis și cum se folosește foaia aia de la Forever și așa mai departe. Și, bă frate, am încercat. Nu, orică trebuie o presiune belea acolo, orică abar n-am. Așa. Se aude sunet cu întrerupere? Se mai aude la cineva cu întrerupere? Ia spuneți-mi și mie. Dacă se aude cu întrerupere, trebuie să fac eu ceva aici. Poate am din setări ceva nașpa făcut. Sau iarăși mă hackuiesc ăștia, mi-a internetul vecinii. E, toată lumea, exact, toată lumea zice așa. Alexandru. Vezi tu... Băi, dacă stau așa și... Să stau așa și să vă explic... cap cu coadă, haideți să vă explic așa în mare. Bă, anul trecut prin martie am fost prins cu coronița, știți? Am avut boala asta. Deși eu n-aveam nimic, eram tun, sănătos tun. Dar în fine, am fost diagnosticat cu corona. Și acum, bă, stăteam acasă, trebuia să stau 14 zile acasă în carantină. Bă, mă plictiseam și ziceam, bă, ia să... Am zis, ia mă să pun un videoclip cum se fac cănile, cum se imprimă. Că nu găsisem pe YouTube-ul românesc. Și am pus și am văzut că are efect asupra voastră, urmăritorilor, și că sunt oameni, într-adevăr e o nișă care nu prea este căutată, sunt foarte puțini care îi interesează chestia asta, dar eu mă bucur că ăștia puțini care suntem, o să vă perfecționez și sunt foarte mulți, inclusiv domnul Marius, care și-a deschis magazin datorită mie. Și John Para și Lavinia și-au deschis magazin. Adică, frate, când vezi că ai un impact pozitiv asupra oamenilor, foarte, foarte, e foarte, foarte tare. De unde? De pe Amazon. De pe Amazon, domnul Ion. Le-am luat eu. Sau dacă nu, dacă sunteți în România, căutați acolo, că na. Și o folosesc. No. Vă arăt, Vladi. Ascultă-mă, vă arăt, dar eu nu am încă... comenzi cu placă de ardezie și ca să cumpăr plăci de ardezie trebuie să iau 6 odată și luând 6 odată mă costă bani și deocamdată trec o perioadă mai sărăchie în care nu pot să cumpăr, să fac investiția asta, dar o să vină și videoclipul cu plăcile de ardezie, îți promit. Am văzut că și aseară ai întrebat pe live-ul de la Sera, știu. Am luat în vedere chestia asta și trebuie să te învăț, dar trebuie să aștepți. Da? Bun. Forever New Dark e foarte bun. De la Forever, da, da. Da, ăla e bun, care poți să printezi, dar nu asta, hârtia asta, mizeria asta a lor cu metalic și cu gold. Nu. Pentru ceramică și așa mai departe. Asta e o mizerie. Părerea mea. Chiar nu-mi place.
Un strat de silicon pentru presă, pentru tricouri. Nu știu, nu cred. Mai bine niște hârtie siliconată. Bună seara, bună seara, ignoranta. Da. Ăla cu tăiere pe contur e minunat. Ai luat a 3 și a 4. Tu ai și a 3 și a 4. Bravo, Marius. Bravo. Tu ai evoluție foarte bună în ceea ce... bine, că și te ajută și aparatura. E super, e super. Și cu grafica și așa mai departe. Adică tu ai evoluat foarte, foarte bine. V-ați virusat. Hai să fiți serioși. E ușor să găsești informații. Da, da, aici e o chestie în felul următor. Una e să filmezi, să faci un tutorial cum se face, și alta e când faci chestia asta fără să filmezi cum faci, cum cap-coadă. Deci e greu ca să stai să explici, că multă lume înțelege mai greu chestia asta. Înțelegeți? Da, ceva de genul. Dar e chestia că cu cât te întinzi mai mult, cu atât trebuie investiție mai multă. Adică eu cum începusem și eu să, într-un timp să mă întind pe brelocuri, ceasuri de perete, cum puzzle-uri și așa mai departe, dar stai și te gândești așa că trebuie să investești în toate astea, le ai pe stoc și după aia trebuie să le vinzi, trebuie să te gândești să le vinzi. Și e foarte greu să ții atâtea pe stoc și să nu-ți meargă vânzările. Adică dacă faci chestia asta din hobby și faci ca un mini-job, cum fac eu de fel, e ok. Să ai o mică firmă deschisă, pe lângă jobul tău principal, merge. Dar să te bazezi, să ai, să zici că bă, îmi las jobul principal pentru chestia asta, e chiar o competiție. Nu zic că poți să ajungi și la nivelul ăsta, dar îți trebuie ani de zile și îți trebuie clienți în care se întorc întotdeauna. Și asta înseamnă că îți trebuie firme care vin. Cu firmele faci cel mai bine. Niște pete, au apărut petele alea pentru că am pus eu odată o hârtie. O hârtie de asta de silicon, mi se pare, și nu știu, s-a cam ars acolo. Am avut, da, fiecare a avut un început. Aia e de la început, așa. Salutare, domnul Daniel Pușcașu! Doamna sau domnul ignoranta. Este un canal secundar, te-a promovat YouTube. Cum te găsesc de pe canalul meu principal să mă abonez? Păi da, mă găsiți. Cum se imprimă o cană, de exemplu, și apar primul acolo. Cum se... E ok dacă sunteți și cu canalul, cu primul canal, nu este problemă. Da? Da, pentru ăsta L8... Da, merge. George X4 merge și cu litere normale. Mai puține produse, dar diversificate. Da, eu, de exemplu, eu merg mult pe căni și tricouri. Bine, hanorace, bluze, așa mai departe. Când mai vine cineva, de exemplu, cu un lemn sau așa mai departe, merge. Merge, dar... Dacă stai să faci diversificat,
De exemplu, ajunsesem să mă contacteze lume pentru suzete personalizate și așa mai departe. Era deja prea mult, pentru că te gândești, bă, nu am chestia aia pe stoc, trebuie să o cumpăr. Cumpărând-o, plătești ceva pe ea, clar, dar după aceea trebuie să plătești livrare și dacă ceri omului puțin mai mult, nu că e prea mult, deci sunt lucruri mărunte care nu prea scoți. Cine știe ce bani pe ele. Așa. L-ai topit. Bravo, uite, Marius a împățit și o chestiile astea. Pă bune, deci nu e unul dintre noi să nu fie pățit chestia asta în care să ai un fail, dar, bă, chestia, încă ceva. Gândiți-vă în felul următor. Bă, faci o greșeală, toată lumea greșește. Greșeala e normală, da? Gândiți-vă că dacă faci o greșeală pe produsul unui client, mai bine spune-i dinainte și informează-l și spune-i, bă, pentru chestia asta îți ofer un rabat sau așa mai departe. Dar nu ascundeți, pentru că clienții văd și sunt mulți care nu mai zic, dar nu mai vin înapoi. Și trebuie să-i ziceți, bă, uite, am greșit aici, cum pot să fac să remediez chestia asta? Dacă nu, uite, acceptă la jumătate de preț tricoul ăsta care l-am greșit. Și oamenii zic, sunt mulți oameni care zic, bă, nu îți dau tot la fel, bine că mi-ai spus, ești sincer. Dacă stai și ascunzi ceva minuscul acolo și își dă seama, nu mai vine data viitoare. Am pățit-o, am încercat și așa și așa și am pățit-o. Și uite, cum a zis Marius aici, este super ok. A zis omului, bă, uite, am topit fermoarul, dacă îl vrei la preț mai mic, bă, măcar te-ai ales acolo cu ceva, nu l-ai aruncat. Uite, de exemplu, cum am eu tricoul ăsta aici cu Dinamo, așa? Și aici eu mi-am dat seama că l-am greșit, deci greșeala e minusculă, dacă stai și te uite, uitați-vă la el așa, unde e greșeala? Hă? Hai, îmi spune cineva unde e greșeala aici. Uite, vi-l arăt mai aproape. Așa, pe o parte și pe partea cealaltă. Hă? Unde e greșeala? Nu e invers printa, ce naibii? Nu. Ăsta. Nu e invers printat. Așa se vede în oglindă la voi? Nu. Fotbal. Ce naibii fotbal? Nu. Fotbal scrie că e insigna Dinamo, mă, Mariuse. Ui. E, hai să vă zic unde a fost chestia. Chestia este, tricoul ăsta e Active Try, da? E, Active Try e întotdeauna poliester. Deci sport înseamnă poliester. Și trebuia să folosesc, aveți grijă, la poliester folosiți, există mai multe tipuri din ăsta, de vinil. La poliester se folosește vinil blockout, se numește. Blockout vinil. Pentru că poliesterul întotdeauna are tendința de a scoate culoarea prin vinil. Și ăsta a fost vinil normal. După cum se vede aici, e puțin spre roșu. E, s-a transferat foarte puțin roșu prin vinil. Asta a fost problema. Nu știu, nu se vede pe cameră. Dar eu mi-am dat seama imediat, deși nu putea omul să-și dea seama așa repede. Eu am zis, frate, îți mai fac încă unul. I l-am arătat, dacă îl vrei așa, dacă nu îți mai fac încă unul. Bine, omul a vrut încă unul. Și ăsta l-am păstrat aici. Asta a fost problema. Aici la tricoul ăsta. Deci folosiți blockout. Nu, nici Poliflex. Stați așa că vă arăt imediat
să găsesc eu aici eticheta aia. Uite, ăsta e special pentru poliester. Deci, vinilul ăsta și se vede clar, se vede că nu este ca vinilul, ca Polyflex-ul, e altceva. Ia uite cum e pe partea asta. E mat, așa, e... Nu știu cum să zic. E, ăsta îl folosesc numai la poliester. În caz, de exemplu, că am deprintat pe poliester închis, că am o insignă de printat, insigna asta de exemplu. Ei, insigna, pun înainte, tai o bucată din asta, exact pe mărimea asta, o pun în spate și după aia pun insigna. Pentru că asta blochează pur și simplu culoarea. Și vă arăt imediat cum e ăsta. Uite. Da? Turbo blockout. Ăsta e special. Da, bloc. Bravo, Marius. Ăsta e special pentru poliester. Mare grijă. Nu folosiți ăsta vinil normal pe poliester, mai ales colorat. Hai că folosești pe la alb, merge. Mai ales colorat. Și dacă folosiți, aveți grijă cu temperatura și cu timpul de presare. Că dacă presați prea mult, imediat reflectă culoarea prin vinil și ați făcut-o de mai mare minune. Mare grijă. Și cu alea vedeți că mai sunt tricouri care au, de exemplu, 30% poliester și așa mai departe. Și la alea aveți mare grijă. E, avantajul ăsta de la Ghost e că nu reflectă prin ce fac ei acolo, prin asta, prin, cum îi zice, tuner. Da, și cât ține TurboFlex 5 secunde 130 de grade? Eu întotdeauna vreau să am grijă ca să se vadă fibra prin ăsta, prin uite cum e aici. Se vede pur și simplu fibra țesăturii prin tricou. Asta, atunci ai imprimat 100%. Când se vede așa drept, nu știu dacă am aici, dar și aici, ăsta l-am presat super bine. Și aici, de exemplu. Uite cum se vede fibra. Ia uite. Asta e cel mai important. Fibra să se vadă. Turbo Polyflex. Mă, nu știu că ăștia de la Lotus, de aici, de unde comand eu, și ăștia au, dacă nu mă înșel, Turbo Polyflex. Ia să. Lotus Transfers. Ăștia eu comand de la Lotus și ăștia sunt pur și simplu de la Sisser, toți din Italia, din Italia vin ăștia de la Sisser. Folie. Deci turbo, zici Turbo Polyflex, nu? Turbo Blockout. Că normal și ăștia din România, ia tot din de la Sisser, știu. Dar eu recomand ăștia de la Sisser, îi recomand. Ok. Dacă ai vreodată probleme, trebuie să te gândești la ceea ce ți-am zis eu, Marius. Sublimare pe bumbac. Merge și pe bumbac. Am videoclip cu Sisser, cu Easy Sabli de la Sisser 1 la mână.
pe tricourile albe am cu spray-ul acela cu soluția aia minune, tot la fel sublimare pe bumbac, și mi se pare că nu știu dacă mai am. Nici nu știu, bă, că am făcut atâtea videoclipuri de le-am uitat și eu. Dar, Antonio, uită-te prin videoclipurile mele că am acolo, sigur, am mai multe cu imprimare pe, cu sublimare pe bumbac. Deci am. Imprimantă, ce imprimantă recomand? Depinde pentru sublimare, imprimantă Epson. Deci Epson, caută Epson, EcoTank, una mai ieftină și își face treaba. Cu patru culori să fie. E bun. E bun, eu am încredere în tine, Marius. Uite, presă dublă și una simplă. Mă, aia da, treabă. Eu vreau să investesc, acum trebuie să investesc într-o presă pentru căni, neapărat. Asta deja mi-a mâncat sufletul. E veche și mănâncă sufletul. Polyflex Turbo de la Verla. Da. Uitați, dacă Marius vă zice, uite, de exemplu, îl am pe Marius, pe oameni buni, e Marius în grupul de membri pe WhatsApp și de multe ori când nu pot eu să răspund, răspunde Marius la ceilalți care pun întrebări acolo, băi, așa de mult îți mulțumesc, Marius, că îmi ești alături de Numa, îți mulțumesc mult de tot, pentru tot, și pentru materiale și așa mai departe, Marius îi elucidează pe toți acolo. Mariusul trebuie să te faci și reprezentant Verla neapărat. Sau Green Print sau cum, ce firme mai sunt pe acolo prin România. De asta cu CIS nu prea recomand. Și spun de ce, pentru că sunt furtunelele alea și eu am avut. Că uite domnul Daniel, imediat aduc eu sistemul meu CIS aici, care l-am aruncat și care, dacă vreți, fac un giveaway pentru el și vi-l dau vouă, care vreți aici. Da, uitați sistemul meu, SIS, domnul Pușcașu, domnul Daniel, ăsta e sistemul meu, care am dat 150 de euro pe el și miras ar lumea de el dacă e bun de ceva, mă. Ascultă-mă. Ia uite-l. Uite-l cum stă. Îl vezi? Așa stă la mine. Ia uite-l. Furtunele agățate, pacia. Mare de gringoladă, mă. Și cu tot, cu cartușe, cu tot. Ia uite. Asta e cerneală de sublimare care nu o recomand. Uite-o cum stă aici, frumos, neatinsă. Ia uite. Tot de la ei, care n-am atins-o pentru că îi de rahat, dacă pot să zic așa. Mi-au trimis ei. 150 de euro am dat pentru tot sistemul ăsta. Țis. Și nu-i bun de nimic, pentru că pe furtune se coagulează, domnul Daniel. Ia uite-le. De multe ori, că uite, m-am și murdărit. De multe ori se coagulează și nu recomand SIS-ul, pur și simplu. Nu-i bun. Da, și pentru Antonio, uite Antonio. Soluția asta. Vezi că e un videoclip cu soluția asta. Asta e pentru sublimare pe bumbac. Da? Soluția asta, poți să sublimezi bumbacul. Da, integrat. A, nu cu SIS. Da, ok. Ok. Cu ăla integrat merge. Adică EcoTank. EcoTank, mai bine spus EcoTank se numește. Foliile de la Forever Dark, New Genera-
A, da? 500 de euro! Forever Dark? Păi da, și albul ce faci? Ei până la urmă, ei de la Ghost, Marius, ei odasta, ei un cartuș cu alb pentru foliile de la Forever Dark. Cum faci? Cum faci cu albul? Așa. Da. Vezi? Niciodată nu, să nu uiți de unde ai plecat. Exact, dacă folosești imprimanta mereu, nu ar nimic. De multe ori, cu cerneala asta de sublimare, se înfundă. Salutare, domnul Emil Gogonețu! Ecotank. Să cumperi un Epson L810. Hai să vedem. Dacă îl copiez eu aici și mă uit pe net. Dacă e ok, vă spun imediat. L810. Una la mână este scumpă al naibii. La 430 de euro aici în Germania. Așa. Da, să văd ce culori, cu culorile cum stă. Nu. Domnul Gogonețu, nu. Nu este bun de nu este bună pentru sublimare. Domnul Emil, nu este bună pentru sublimare pentru că are 6 culori. Nu găsești de sublimare o culoare roșu deschis, magenta deschis și magenta închis. E decât un simplu sortiment. Deci vă trebuie cu 4 culori decât. Căutați-vă cu 4 culori. Dar să fie tot ecotank cum este asta L810. Dacă eu ce vă pot sugera imediat. Vă spun imediat și vă dau și pe chat. Uite, am găsit aici. Și prețul este bun. Uitați aici, vă las aici. Epson Ecotank ET2825 e super ok. E super ok că e ieftină, 4 culori, cum îi trebuie la sublimare și dai blană, e super bună. Gândiți-vă și la preț înainte de a investi, da? Marius, uite asta cu Forever Dark New Generation. Să știi că vreau și eu să probez așa ceva. Dar ce Dumnezeu că... A4. Sunt curios și eu de astea. Păi și Marius, astea nu e foaia A și foaia B, nu? E decât o foaie sau cum? Că nu înțeleg. Da, e decât o foaie. Păi da, asta trebuie să tai surplusul la ea. E exact ca... Da, e exact
Și eu am de la Nena. Tot la fel, e bună și aia tot. Să îndepărtezi surplusul. O, super. E ok. 1300. E cam aceeași tehnică, Marius, numai că Oki, da, Oki vine cu programul ăla lor în care nu trebuie să bagi de două ori. Dacă iei imprimanta aia care o știu eu de la Oki, nu mai trebuie să mai schimbi cartușele ăla alb cu ăla, îl ai înăuntru acolo, ci pune, de exemplu, imprimă, de exemplu, culoarea și peste și albul imediat. Nu mai trebuie să bagi de două ori prin imprimantă, să aliniezi perfect și așa mai departe. Depinde acum că e prețul. Prețul de la A3 de la Ghost e vreo 2000 și ceva și ăia de la Oki, dacă nu mă înșel, vreo 5000. Ce anume se găsește, Daniel? Cu 6 culori de sublimare, 6 culori de sublimare? Mamă, 6.000. Ok. Stați așa că pică iarăși, o ia netul razna. Numai puțin schimbăm frecvența la net. E problemă nasoală aici cu internetul din nou. Nu știu de ce. O să se întrerupă iarăși, nu știu de ce iarăși. O ia razna. Dar își revine imediat. Gata. Și a revenit netul. E mai bine acum, nu? Bă, îmi pică prea rău internetul în ultimul timp. Și ziceam că trebuie să schimb, să bag un fir aici, dar n-am băgat, că dacă am avut probleme cu spatele, pus nașpa. Da, 5300. 5300, Mariuse, pe lângă 2000, cum e ăla, deci diferența e dublu. Aproape triplu. Păi da, poți să găsești și Canon A3, nu? Poți să o iei separat, mă, Mariuse. Exact, bravo. Dar vezi că ăla, tunerul A3 costă o groază de bani, vreo 500 de euro. Un tuner din ăla. Dar bine, ajungi la 7.000-8.000 de imprimări cu el. Nu ai găsit. Domnul Emil Gogonețu, fiți atent. Căutați Epson EcoTank. Atât. Să aibă 4 culori. Orice Epson, uite. Bravo, bine, bravo, George. Uite, Epson L3250. E super bun.
Stați așa că eu primesc și comenzi acum. Da, bă, uite, sună telefoanele afaceri, mă. Au început iarăși firmele să-și dea drumul pe aici și încep iarăși comenzile. Bă, eu ce vă zic, uite, cum are Marius. Marius are direct deschis în stradă un shop unde e super tare. Adică deschideți-vă și faceți-vă acte ca să puteți să cooperați cu firmele. Cu firmele faci întotdeauna treabă. Înțelegi? Dacă faci cu firmele câștigi și mai mult și după cum știți, dacă lași un preț mai micuț, la orice firmă e avantajată de chestia asta. De exemplu, eu sunt sub preț aici în Germania, îți dau un exemplu, un tricou se vinde undeva 20-22 de euro, eu merg cu 15 euro și eu primesc mai multe comenzi, practic mai multe tricouri, dar prețul mai mic atrage mai mulți clienți, prețul mai mare atrage mai puțini clienți și dacă stai și te gândești, banii sunt aceiași. Ok, L3250 să fie. Eu știu că George l-a cumpărat. George a și mâzgălit pe la el, pe acolo, a mâzgălit un perete, dacă nu mă înșel. A? George. Când ai făcut unboxing. Reprintată de două ori să iasă culoarea mai bună. E, eu am zis, luați-vă cerneală de la Sublinova. What the hell? Să rămână doamna Roxana Cooking. Dați like. Direct sublimare. Bă, dacă vreți să faceți sublimare, hai să vă mai zic ceva interesant. Dacă vreți să faceți sublimare profi, uite, exact chestia asta am discutat-o cu Marius Docea la început. I-am zis, bă, Mariuse, tu ai două opțiuni, ori iei un său gras, ori iei o imprimantă Epson și a luat un său gras. Păi frate, ce printuri scoate cu său grasul ăla, ăla e special de sublimare, e super, super, super bună imprimanta aia. Deci aia o recomand 100%. Da? Direct sublimare și cea de sus. Diferența dintre asta direct sublimare, adică dintre sau gras sau cum? Păi... Exact. Bravo. Uite mă, George învață. Bravo, George, ești forță. Da, băi Marius, dacă nici eu nu mi-am permis, eu vă învăț, dar eu știu ce e bun și vă recomand ce e bun, dar eu n-am probat-o pe aia de la său gras, da? Știu că e sculă. Am văzut și eu videoclipuri cu ea, dar și cașcaval, îți trăie cașcaval pentru ea.
Ok. Am băgat ușul în imprimantă pentru prima dată și efectiv scoate foaia albă. M-am uitat din ea și am făcut ca în cele patru nu avea tuș, doar puțin negru. E, fii atent ce trebuie să faci în cazul ăsta. Rulezi din setările imprimantei de cel puțin 5 ori curățare capete de imprimare, pentru că acolo încă n-a ajuns în capetele de imprimare, încă n-a ajuns bine cerneala. Înțelegi? Sau dacă ai lăsat-o prea mult cu cerneala înăuntru, se poate să fi coagulat cerneala. E puțin mai ciudat, mai greu. Da, de laser. Inkjet, eu am folosit cu ăștia de la Nena, inkjet și... Da, bravo, nozzle. Nu știu pe engleză cum se numește. Cred că nozzle. Trei curățate capetele alea. Hai să mai răspundem la întrebările de pe videoclipul cu cănile, că de-aia ne-am strâns aici, mă, să răspundem întrebărilor cu cănile. Deci, haideți că vă dau și vouă ecran, dacă nimeresc tasta magică, am nimerit-o. Mă, aici sunt multe întrebări. La multe am răspuns, la multe n-am putut să răspund. Deci asta am rezolvat-o cu convertirea unei imprimante. Aici cu tricoul le-am făcut. Uite pe domnul Xongor. Este de o lună întrebarea, am răspuns. E, aici hai să vă mai spun încă ceva. Care este înălțimea și lungimea designului care se aplică pe cană? Asta, deci întrebarea asta cred că e de vreo 10-15 ori, dacă nu mă înșel, pusă. Și haide să rezolvăm și cu întrebarea asta, pentru că e foarte simplu. Bun. Înălțimea, cum vedeți cana, eu am întotdeauna un metru, fraților. Înălțimea, aici frumos, măsurat. Eu știu un cap care are 92, de obicei. Da, chiar 92 are și asta. Ia uitați. Trebuie să măsori întotdeauna. Uite, 95 chiar are. Zic așa în milimetri. Da? Adică 9 cm. Și lungimea este cât o foaie A4. Fați așa. Aici. Cum e așa o foaie A4? Uite așa. E, dacă vrei invers, poți să printezi și invers pe pe hârtie. Să te duci până în capăt de tot. Cu ea. Merge și așa. Dar asta e... Deci eu cum imprim de obicei, imprim așa. Și 92 înălțime. Da? Aici era iarăși întrebarea asta. Maximă.
mult material să le încerci pe toate și după vezi ce ți iese și cum îți iese. Da, bine, cu mine, voi membrii aveți de evitat chestia asta. Înțelegeți că membrii care sunteți membri de elită și discutăm, vă fac să evitați chestia asta, să duceți prea mult material, să-l distrugeți. Că vă spun ce-i bun și așa mai departe. Uite că acum am văzut că a rămas bannerul ăla cu încă cu concursul. Băi, știți unde ajung alea 50 de hârtii? În Suedia. Serios, este un băiat de 12 ani din Suedia care mă urmărește și vrea să facă și el acolo tricouri și căni. Am luat legătura. Deci știți concursul cu cele 50 de hârtii. Încă nu le-am trimis, trebuie să îi le trimit băiatului. Încă nici nu e aici băiatul. Sau cred că e sau nu scrie. Care este cel mai calitativ tricou făcut de tine, metodă, materialele? Cel mai calitativ, pot să zic, a fost Sublimare. Da, pentru că Sublimarea nu se ia. Și este, Sublimarea este și cea mai ieftină. Dar se poate numai pe alb. Tricou alb. Dar calitativ, uite, de exemplu, cu Ghost-ul. Unde poți să faci... Nu există limite cu Ghost-ul. Uite. Asta, deci... Și vreau să mai fac încă un tricou tot la fel. Genul ăsta graffiti. Dar vreau să-l fac jumate, trebuie să-l fac cu Ucraina. Jumate... alb și jumate așa, nu, albastru și jumate galben. Și vectorizat, uite acolo cât de mișto e. Deci ăsta cu Ghost-ul, pot să zic, da, într-adevăr trebuie să investești, dar ai rezultate. Întotdeauna ai rezultate cu Ghost-ul. Și poți să imprimi ce vrea clientul. Da, nu vorbim de DTG, ca să treci la un DTG, ele e direct to Garmin. Adică pui tricou înăuntru și îți printează pe tricou. Dar atenție, dacă stă o zi, două, imprimanta e ceau. Deci trebuie să-ți meargă non-stop. Poate ajungeți, vă doresc să ajungeți în clipa în care să printați zi de zi câte 20-30 de tricouri. Deci chiar mi-aș dori să văd din partea voastră asta. Și DTF-ul la fel. DTF-ul, na, e și ăla complicat. Bagă la cuptor, iese fum nociv. Dacă îl coși prea tare, nu sunt de acord nici cu ăla. Singurul, deci eu rămân cu Ghost-ul ăsta. Nici nu vreau să încerc DTF-ul că m-aș enerva. Exact, exact, că nu închide presa din toartă până în toartă, așa am și mie. De-aia zis, să intre o presă în care, cred că găsesc o presă care închide până în toartă. Da, mă, și nu e aici, nu, mai sunt doi puști care intră de obicei în fiecare live. Ramon și cu încă un băiat. Nu știu cum îl cheamă, care tot la fel au 13 ani. Și pe Ramon îl știți probabil toți. Că intrăm de fiecare dată aici. Dar copiii în ziua de astăzi, uite, au mulți, vor să facă și ceva fain. Da? Venite retur. Da, eu, uite, bună întrebare, Vladi. Eu din câte am auzit, nu am stat să mă uit, căci că merge îndepărtat, dar nu știu cum. Și dar trebuie soluție din aia să-și preiezi din nou pe ele, bătaie de cap, le arunci, ce-ți mai... le arunci. Dar dacă-ți vin retur, înseamnă că tu le-ai trimis deja nașpa la oameni. Deci niciodată dacă-ți vin retur, e nașpa. Adică eu am avut persoane care au zis vreau și o poză asta și au făcut
prin screen-uri cu telefonul la niște poze, da? Da? E, și făcând prin screen-uri cu telefonul, poza nu mai are calitatea aia și îmi trimiteau poza așa să le pun pe cană. Și eu întotdeauna ziceam nu, îmi pare rău, nu pot să vă fac pentru că este de proastă calitate. Nu, faceți-mi așa că înțeleg, nu. Deci eu întotdeauna am evitat și am zis nu, ori îmi trimiteți ceva de calitate, pentru că sunt mulți oameni care zic e ok, lasă așa, lasă că e ok. Dacă îmi primesc cana și văd că e, chiar e de proastă calitate, s-o trimit înapoi sau nu sunt mulțumiți. Deci întotdeauna ziceți că nu mai bine. Bă, ori îmi pui o poză ca lumea, ori nu. Hai, salut! Altă ego. Da. L850 este cu 6 cartușe. Păi da, vă trebuie cu 4 pentru sublimare. Bravo, 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 bravo. Evitați, refuzați mai bine. Că sunt oameni care zic că e ok și nu e ok când văd lucrarea. Vă spun din experiență proprie. Că mi s-a întâmplat și mie așa. După aceea, de exemplu, la mine, de exemplu, am mulți clienți care vin la ușă și îmi zic, bă, vreau repede un tricou, că am o zi de naștere, bla, 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 hai să-l facem repede, îl facem, îmi dă o poză, un print screen și, stai, bă, așa, pe ce poză e asta, bă, că e mireasă ar lumea, de că e nașpetă rău de tot. Nu pot să fac chestia asta. Rănuntă poză ca lumea, nu pot să fac. Și pentru că eu odată e urât acolo, dar când vine imprimată, își mai pierde puțin din calitate și iese o cacealma totală ce este acolo. Ah, nici n-au văzut cum au ieșit. A fost țeapă înseamnă. Mai sunt și oameni de ăștia. Trebuie să luați înainte banii. După aceea să vedeți că nu mai refuză ei pachetul. Deci, domnul Pușcașu, dacă ați găsit cerneală de sublimare în 6 culori, că eu nu știu dacă, nici nu știu dacă există cerneală sublimare cu 6 culori. Îs curios. Dacă pot să zic așa. Așa. Uite, aici o întrebare super tare. Alexander 3D Design. Fii atent, Alexander. Epson, nu pot să aduc eu camera într-acolo. Epson Workforce 2630 am și eu aici. Frate, și eu am. Exact aceeași imprimantă. O am și eu. E super bună. Și cerneala de sublimare de pe AliExpress chinezească, nu. Deci te rog, nu fă chestia asta. Cumpără Sublinova. Stai așa, dar să văd dacă am eu pe aici. Să vă arăt exact ce se vor. Cerneala asta e cea mai bună de sublimare. Ascultă-mă. Da. Asta de la Sublinova e cea mai bună. Deci, care vă apucați de sublimare, luați de la Sublinova. Fraților, e super bună și nici nu se coagulează așa de repede, da? Adică Alexander 3D Design, ia de la Sublinova. Deci te rog, dacă faci o treabă, fă-o ca lumea. Da?
Hong Sam, eu n-am auzit de Hong Sam. Luați-vă, fraților, ceneala de sublimare de la Sublinova. Că și eu am încercat King Print și mai știu eu ce firme care erau nașpa rău de tot. Unele se coagulează repede, altele au culoarea, nu învie culoarea după transfer. Deci sunt foarte multe probleme care le întâmplă. Ăștia de la Sublinova fac cea mai bună cerneală de sublimare. Credeți-mă, vă zic din suflet. Nu, Vladi, și-o am pățit, și-o am fost țăpit la unele comenzi aici în Germania, printre primele mele comenzi, în care am zis, păi sunteți români, lasă, hai că vă trimit înainte și după aceea îmi dați. Și mi-am luat țepe. Nu. Frate, mi-am făcut acolo coș, oamenii bagă în coș, plătesc și după aia își primesc comanda. E cel mai bine așa. Nu știu. Ultrapixel, nu știu. Nu știu. Vladi. Izzy Savli, Sisser foarte bună, da. Și Nenah, băi, George Nenah e cu cerneală normală, nu e cu daia de sublimare, ai mare grijă, da? Cerneala de la Nenah. Și 3D opac. Da, și s-a deblocat, nu? Vezi? Băi, mă bucur. S-a deblocat. Cu injecția, cum am făcut eu videoclipul ăla. Păi, na, e brevetat de mine. Cerneală bună. Nu știu, n-am lucrat cu cei de la Green Print și așa mai departe. Eu nu pot să recomand decât ceea ce folosesc eu și am folosit mai multe tipuri și asta a fost, cred că a fost cea mai bună asta de la Sublinova. Deci zic eu că se merită. Părerea mea. Păi acum nu știu ce imprimante sunt prin România la 1000-2000 de lei. Înțelegeți? Eu am zis căutați un EcoTank. Stați așa, căutăm acum Epson EcoTank. Deci sunt foarte multe Epson EcoTank. Și aveți din ce să alegeți. Uite, eu vă las aici câteva dacă le găsiți prin România. Poate găsiți prin România astfel de imprimante. Așa. Sunt foarte multe care sunt și scumpe. Și ca să scoți banii pe ele, trebuie să lucrezi mult, să zic. Dar ăstea care vi le las eu acum sunt și bune. Sănătate, domnul Cristian Cucoș. Sănătate, bine ați venit.
Uite, Epson 805. Tot EcoTank și ăla mi se pare. Galben pe cană. E, fii atent, Cristi. Hai să spun câteva ce trebuie să faci de obicei. Să încerci, de fapt, să faci. Înainte, asigură-te că ai cană de sublimare. Dacă ai cana de sublimare, e ok. Temperatura să fie în grade Celsius. Temperatura, dacă faci la 200 de grade, de exemplu, mărește la 210 grade. Să fie presat bine, adică presiune mare. Și mărește și timpul la 240 de secunde. Te rog, încearcă și îmi lași un feedback dacă ți-a funcționat. Da? 10 veste reflectorizante inscripționate cu... Bravo, bravo, Marius. Le-ai dat cadou sau? Bravo, ai făcut cadou. Uite, veștile reflectorizante, încă nu am stat să vă spun sau să facem videoclip pe baza asta, pentru că mi s-a părut prea banal. Veștile reflectorizante se pot sublima cu negru. Mie mi-au ieșit câteva, am făcut și pentru o firmă. E foarte, foarte, foarte simplu de sublimat. Bravo, bravo, Epson L3110, 800 de lei, e bun. Bă, voi gândiți-vă, hai să vă spun ceva, gândiți-vă să investiți într-o imprimantă, dacă sunteți mai ales entry level la început, o imprimantă ieftină pentru sublimare, asta e cel mai important. Dacă mergeți cu ceva scump din prima, e greu, e greu să iei ceva scump. Să scoți banii pe el. Luați-vă ceva ieftin. Uite cum a zis Alexander. Sau cine a zis? Da, 3D Design. Alexander a zis mai sus. Epson Workforce 2630, de care am și eu. Și cu asta merg de vreo 3 ani de zile, mă, oameni buni. Și am dat vreo 60 de euro pe ea. Și merge. Deci asta e super, super important. Investiți puțin ca să vă scoateți profit mai mult. După ce vă scoateți profit mai mult, încercați să reinvestiți în ceva mai bun. Vă luați ceva, o imprimantă și mai bună. Dar nu vă aruncați dinainte la ceva scump, că probabil nu vă merge piața și după aceea rămâneți cu produsele cumpărate. Așa, pe o imprimantă ieftină, dacă vrei să o revinzi, iei un preț aproape de ea nouă, să zic, pe lângă o imprimantă care a costat 400-500 de euro, nimeni nu-ți mai dă 300-400 de euro înapoi pe ea. Zice, bă, dacă vrei 100, e bine. Deci investiți în ceva ieftin ca să-și facă treaba de început, să vedeți dacă vă merge piața și dacă e pentru voi chestia asta. Dacă aveți bani de aruncat, puteți să luați și o imprimantă scumpă, nu-i problemă. Eu vă dau decât un sfat. La fotografie. Păi, haideți, eu am un videoclip, Cristi, în care arăt și setările din Adobe Illustrator. Acum, spune-mi din ce printezi tu. Din ce program. Că dacă printezi din Illustrator, eu am acolo niște setări care pot să imprim din ele. Cu ele și o să-ți iasă poza. Nu știu de ce ți iese așa galbenă, habar n-am. Bravo, Marius. Lasă acolo pe WhatsApp. Lasă-mi niște poze să le vedem. Să văd și eu veștile acelea. Sunt chiar curios. Păi, domnul Cristian Cucoș, face sublimare pe tricourile albe sau ce tehnică folosiți acolo? Perne de sublimare. Oh. Nici nu vreau să aud de pernele alea de sublimare, Vladi. Nu.
Mă, știi cum e, Alexander? Hai să spun adevărat. Cu tricourile există pro și contra tricourilor de sublim de poliester. Uite, ăsta de pe mine e un tricou de poliester. Mă simt bine în el acasă, dar dacă ies la alergat pe afară sau așa mai repede, transpir în el. Deci, tricourile poliester sunt mai mult pentru sport. Respiră, de respirat respiră pielea prin ele. Dar prind poliesterul ăsta îți face mirosul transpirației, ți-l accentuează, dacă pot să zic așa, nu știu cum. Adică poți să încerci și tu un tricou de poliester 100% o zi și unul din bumbac. Ăla din bumbac, dacă îți dai și un parfum peste, ține și nu transpiri. E, pe lângă ăsta imediat transpir cu el. Dar sunt pro și contra. Sunt oameni care transpiră în tricourile de poliester și sunt oameni care transpiră în cele de bumbac. Adică depinde de tine cum te simți tu bine. Astea de poliester se pot imprima, se pot sublima și full. Adică cap-coadă poți să le imprim. Ălea albe, zic. Deci sunt, trebuie să vă fac eu un videoclip și cu full printing. Da, perne din alea cu paiete, știu, Vladi. Dar uite, de exemplu, alea poate sunt cum, în România sunt căutate. Aici, în cazul meu, nu sunt căutate astea. Pernele cu paiete sau așa. Sau sunt căutate, dar oamenii se așteaptă la un preț mic. Care prețul de producție a unei fețe de perne, de perini, e concomitent, să zic, cu prețul unui tricou. Adică, nu prea rentează, să zic, mai scurt. Cristi. L810, da, te înțeleg, Cristi, că ai o imprimantă L810. Nu sunt nicio expert în imprimante, să zic. Eu îți pot spune din ce am eu. Știi, din imprimantele care eu le folosesc, îți pot spune 100% care ar fi problema. Eu zic că e problema la tine, problema softului din care printezi. Photoshop. Din Photoshop. E, la Photoshop. Stai că intru eu acum în Photoshop repede. Să vedem dacă am la fel. Cred că sunt tot la fel. Astea de imprimare. Imediat. Ia, hai să intrăm toți acum pe Photoshop. E, ăsta e Photoshop-ul. Hai să băgăm repede o poză ceva. Ia să caut eu o poză simplă. Ui, aici. Pe maestru, mă. Ok. Stai că eu de obicei lucrez în grayscale aici pentru că e chestia că îmi trebuie pentru Ghost de obicei. Ăstea cu bun, cu alb și negru. Și dai printare, stai așa. Am print aici. E, fii atent, ți iese ceva de genul pop-up-ul ăsta, ți iese și ție. Îi dai aici absolut colormetric. Da? Stai să bag și Epson-ul. Epson-ul meu, pentru că și tu ai Epson și imediat îți spune 100%. Deci aici una la mână, absolut colormetric. Încearcă, uite, de exemplu, Photoshop. Manages Colors, adică Photoshop-ul spune culorile imprimantei, nu imprimanta face ea singură culorile, deci ai mare grijă și aici, da? Deci Photoshop menajează culorile, adică Photoshop-ul le vede practic așa, așa ți le imprimă.
Deci aici să ai absolut colorimetric. Bun. Văd că nu e ca la ăștia, ca la... Print settings aici. Dai odată la print settings. Da? Aici plain papers. La standard dai more settings. Calitatea să fie la maxim. Dai ok. E, acum vine a mai tare șmecherie. Aici. Fii atent. Dai la more options. Avansate. Și aici aveți să ai no color adjustment. E foarte important chestia asta, pentru că ea o să-ți ajusteze ea culorile cum vrea ea. Dar încearcă așa setările astea din Photoshop și revin-o cu un feedback și spunem, bă, a mers, n-a mers, vreau să știu dacă a mers sau n-a mers. Cristi, sper că ai mai fost aici și n-am. Da? Sublimare. A, cu sublimare pe bumbac, sublimarea pe bumbac se face în mai multe modalități, dar nu direct pe bumbac. Adică cu urtia de sublimare să pui ca pe cană, nu merge. A, aici zici borderless, zici George. Mă gândesc că tu vrei să afli cum se printează borderless-ul ăla. Dar mi se pare că Epson nu printează borderless. Dar îți trebuie astea setările foarte fine făcute, George. Astea ți arăt eu când suntem din ăsta, din pe WhatsApp îți arăt. Uite mă uit aici și nu găsesc să fie borderless la ăsta, la ăsta nu merge la Epson borderless-ul. Așa. Vedem cine m-a intrat. Ok, vinil alb reflectorizam. Bravo, bravo. Ok. Salutare, domnul Marian. Salutare. Ramon, băi, Ramon, ai intrat. Băi, am și discutat, mă, Ramon, de tine acum. Când mi-ai scris tu, făceam un videoclip, da? Făceam un videoclip cu niște căni care nu mi-au ieșit și care am discutat de ele, că nu recomand. Ia uite aici. Vezi? Nu recomand goldul ăsta de la Forever. Gata. Mi s-a crede el. Sau ăsta. Ăsta e metalicul de la Forever. Nu recomand. Am încercat, frate. Le-am trimis un mail de ceartă. Nu pot să recomand așa ceva când nu funcționează și nașpa. La fel, Doamne ajută, sper să vii cu... Dar la videoclipul ăsta îmi lași un comentariu, dacă ți iese. Pentru imprimarea pe bumbac, cel mai mult o recomand pasta de la Ghost. Părerea mea. Adică, na. Uite, Ghost.
Adică asta de la Ghost e... e next level. Next level, uite, și pasta. Eu zic că asta de la Ghost e cea mai rentabilă. Poți să printezi orice și poze și ce vrei pe orice fel de material. Bravo, uite, Ramon e în temă. La doar 10 ori 15. Dar era, știi, discutam de A4, dar bine de știu și asta. Ramon. Da, mă, hai să vă explic acum, dacă toți suntem, de ce n-am mai intrat, de ce n-am mai postat. Că am explicat la început și uite, am mai intrat între timp prieteni, între care și Ramon. Am avut o accidentare la spate, am o problemă nașpa de tot cu spatele. Una la mână și doi la mână. Astăzi ce am încercat să fac cu cănile astea și nu mi-au ieșit. Și duc așa, știi, vreau puțin chill. Vreau ca mâine să ies cu bicicleta și să fac un story time. Să vă povestesc cum am ajuns eu, uite, eram de vârsta lui Ramon și cum am ajuns eu la mare. Când aveam vârsta lui Ramon. Fără bani. Și m-am întors cu bani. Și n-am furat. Să nu ziceți că am furat. Vă spun mâine când sunt pe bicicletă. Vă spun povestea. O să postez story time de pe bicicletă. Sper și eu. Sper. Dar zici că sunt robot. Ramon are 13 ani. Alexander. 13 ani are Ramon și rupe în două printing-ul, printurile și așa mai departe. Fundalul alb iese din prima ornu. Marius, trebuie să știi să-l aliniezi. Dacă te grăbești și... Hai, printezi prima oară, știi, hârtia, culoarea și după aceea când vrei să-i pui peste partea aia albă și dacă nu pui bine foaia să se alinieze perfect, îți dai seama că îți iese nașpa. Deci... iese din prima, dar trebuie să... Și eu am avut problema asta, de nu a ieșit din prima, de a ieșit nașpa. Că mă grăbeam, mai ales la videoclipuri. Da? Mă, chiar vreți să vedeți voi vlog cu story time de pe bicicletă? Eu trebuie, știi, să mă întind puțin spatele, știi, să merg, să pedalez puțin. Am făcut și niște analize la sânge și mi-a ieșit colesterol. Și am zis, what the hell? Că am slăbit în ultimul timp. A, și tu uite, 20, bă, bravo, mă. Știți cum eu când eram de vârsta voastră, ce știam? Știam munca asta brută, cu spatele, cu... Știi? Când eram de vârsta voastră. Dar uite că voi vă axați pe ceva care... chiar se face treabă. Și mai ales la vârsta voastră sunt bani de buzunar. Că sunt foarte, foarte mândru de voi. Bravo. Că sunteți, aveți vârstă mică și faceți lucruri mărețe, să zic. Eu mă fac bine. Știți cum e vorba aia? Nu mor caie când vor câini, știi? Păi da, mă, de noi, nu, majoritatea avem probleme cu spatele. Eu de obicei nu aveam, eram atletic.
să nu mai iasă galbenul la presă. A, nu-ți mai iese. Sau îți iese pe galben totul, sau... Uite, am... Exact cum... Spune-mi, uite, spune-mi, Cristian, din ce program printezi. Ce program folosești? George, depinde și ce am lucrat. Eu am lucrat foarte mult. Și lucrez. V-am spus că am 3 joburi. Îs foarte, foarte forjat eu. Și din cauza asta mi-au apărut și problemele de spate. Oh. No. Am deschis un subiect din ăsta. Subiect des întâlnit. Un subiect sensibil, dacă pot să zic așa. Așa, John. Ia să vedem ce zice John. Nu. Ghost se folosește, ca să revină netul, că s-a blocat iarăși netul ăsta nebun. Ghost se folosește numai cu imprimantă laser Canon HP. Și mai sunt câteva, dar Canon și HP. E imprimantă laser. Epson nu e laser, e imprimantă inkjet. Deci nu merge cu Epson-ul, ăștia Ghost-ul. E, dacă... Bă... E bună și chestia asta, ce să zic? Măcar ați ajuns la mare. Bravo! Într-un restaurant, merge la facultate în Barcelona. Bravo, și o afacere mică, super! Totul este tentă galben. Din Illustrator. Hai să intrăm în Illustrator să vedem ce putem rezolva. Și ți arăt așa cum folosesc eu. Hai să vă arăt cum folosesc eu Illustratorul, tot ce am, adică toate setările mele din Illustrator. Cum sunt, cum... Așa, hai că dăm să intrăm acolo. Ok. Na. Ăsta e, așa arată la mine Illustratorul, cred că sunteți familiarizați. Hai luăm din nou poza aia jmecheră. Oleu, doamne, ce ochios e ăsta. Hai să-i dăm printare. Bun. Îmi găsesc aici Epson-ul meu. Că eu folosesc mai multe imprimante. Da? Ăsta e Epson-ul. Mergem la a doua. N-avem nimic de schimbat aici. Output-ul tot la fel. Nimic. Grafică, nimic. E, aici la color management eu am Let Illustrator Determine Colors, Printer Profile, uite aici, că sunt mai multe, sRGB, EC6196621, sau eu mai am de la ăștia, de la Performance, fie Colors Sublimation, dar nu prea îmi place. Nu prea îmi place și îl las, întotdeauna îl las pe ăsta... sRGB-ul ăsta. E, aici dăm la absolut color metric. Da? Că le lasă culorile ne schimbate afară. Adică cum le vezi aici pe ecran, cum vezi poza, așa și imprimă. Da? Foarte important. La avansate aici, advanced, dai la high resolution sau dai custom. Și dai 2400 line art și text resolution și 400 gradienturile alea.
Da, după aia dai la setări aici, setup, continue, preferințe, plain paper să ai bifat, la calitate dai more settings la maxim, best, și aici la fel exact ca la Photoshop, more options, custom, la color correction, aici custom, avansate. Și vezi, aici îți controlează imprimanta de fapt culorile. Dar nu trebuie să lași să îți facă culorile imprimanta. Pentru că tu deja le ai date din Illustrator, așa că dai no color adjustment. Adică culorile care îți pleacă din Illustrator, așa ți ajung și pe hârtie, așa le și imprim. Da, și dai OK, print și ai dat printare. E. Dar dacă tot îți face probleme și sunt mai galbene așa mai departe, dacă sunt și mai galbene și așa mai departe, există iarăși încă o problemă. Să poate să fie la presă, trebuie să-i dai mai mare la presă trebuie să-i dai mai mare asta, cum îi zice, temperatura și presiunea. Ok, bă, s-a cam blocat în ultimul timp. S-a cam blocat stream-ul, pe unde am ajuns? Pe unde rămăseserăm? Check, check, merge acum internetul. A picat internetul, mă, cred că a venit lumea acasă. Și iarăși îmi ia din internet. Da, da, da. Da. A picat iarăși internetul. Am probleme cu internetul aici. Da, uite că merge acum. Ok. Hai să vedem. Mamă, câte am omis. Da, dacă ai imprimantă Ramon mai veche și n-au ei tunere pentru ele, n-ai ce să faci. Trebuie să iei ceva mai nou. Da, eu fac și stickere, vezi că am videoclip și cu stickere, am un videoclip. În dreptul dungilor. E, aici, eu ce vă zic, încercați să măriți presiunea. N-am înțeles, George, ce ai vrut să zici aici. Ce ai vrut să zici, George? Grandina. Să nu-ți iese din Grandina. N-am înțeles. A, să nu-mi iasă din grădină. Băi, George, lăsați-mă că ce-am... Da, da, da. Tu știi. E problemă cu grădina. It's a problem. Că ieri au fost undeva...
Am cheltuit ceva bani ieri cu grădina. A fost o problemă. Nu, mă, cred că trebuie să încheiem, că văd că nu mai merge iarăși din nou internetul. O ia iarăși razna. Și facem în felul următor. Ne mai vedem. Poate în cursul săptămânii, că am săptămâna asta care vine, am tură de dimineață. Poate o să am chef să fac și seara. Da? Iarăși n-am discutat prea mult de căni. Am stat mai mult de vorbă cu altele. Dar e ok și asta. Vă puneți și voi întrebările, dar acum înainte vă puneți dinainte întrebările deoparte. Și le putem face după, pe live-uri, să zic așa. Mă, altă dată știu că primul meu live care l-am făcut aici, știți cât a durat primul meu live? 6 ore și ceva, mă. În ce domeniu mai lucrez? Păi eu sunt operator... mașinist într-o fabrică de cartoane. Așa. Mai am încă un mini job. Mai am jobul cu tricourile și așa mai departe. Adică o firmă micuță. Așa. Na. Treburile casnice și așa mai departe. Ok, vă las. Seară faină, Marius, te-am pupat, mersi că ai fost aici cu mine. Mulțumesc, Doamne ajută și ție, vezi dacă ai rezolvat problema, ți-am arătat cum am făcut. Te rog, lasă-mi feedback aici la videoclip dacă ai reușit. Da? Sunt foarte curios. Da, 6 ore și a fost mortal, mă, atunci, mortal a fost. Dar am fost, știi, bă, zici că am lucrat 6 ore, îți dai seama, stai 6 ore live, deci mi s-a uscat gura, nu mai știam de mine. Păi am fost foarte, foarte obosit atunci. Seară faină, George! Mersi! Seară faină, Ramon. Seară faină tuturor celora care au fost cu mine aici, din nou. O să facem live-uri mai dese, că uite, așa putem să rezolvăm mai repede problemele oamenilor. Și în ceea ce privește un videoclip nou, stau să mă mai gândesc așa și cred că o să fac un videoclip cu încă imprimare, tricou și cred că imprimare, farfurie, mai facem încă unul și un termos, cred. Cu cănile nu mai fac nimica, ăsta de la Ghost, deja le-am zis, hârtia.